așa, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga, bă, start. Așa. Michi-ceane. Da, consola mea video. Unde mi-e toporul? Michi-ceane! Ah, prieteni, geamul, cineva l-a spart. Trebuie să sunăm Thames, ea știe ce e de făcut. Spune! Ah, Thames, a fost șefuiți. Urșilor, ce s-a întâmplat? Thames, Thames, cineva a intrat prin defracție și ne-a șefuit aseară. Au luat toporul ursului polar, vor plăti. Și dungatul? Ah, Mickey John, nu știu ce mă fac fără tine. E așa de azi dimineață, plânge în fiecare dimineață, dar lua așa mult. Nu e bine. Bine, să strângem indicii. Dungi, care este relația ta cu Perna? Păi, Michi-ceane e perna mea, dar mi-e și prietenă. E greu de explicat. Păi, indiferent de relația voastră, eu știu cine e hoțul. Este o vulpe de 7,3 kg. După cum vedeți, nu sunteți primele ei victime. Îi urmăresc coada, care are aproximativ 36,8 cm. De foarte mult timp. Întrebarea e, unde va lovi data viitoare? Atențiune, s-au raportat mai multe furturi în oraș. Vă rog să fiți atenți. Vulpea asta e malefică. A ajuns în oraș. Trebuie să dau o tură prin oraș și să o prind. Nu! Nu după ultima dată. Ai uitat ce s-a întâmplat, Tapes? Ce s-a întâmplat ultima dată? Pădural prăbușește podul din cauza unui pui de pasăre. Are dreptate. Mi-a fost interzisă munca în oraș după daunele colaterale.